Și voi începe cu domnul Ciprian Ignătescu, primul la masă. Dumnezeu este jurist de profesie, nu este tocmai nou în Partidul Aur, are ceva vechime deja. Este familist, are doi copii, antreprenor și îi las și lui posibilitatea să vă adreseze câteva cuvinte. Bună ziua! Mă numesc Ciprian Ignătescu, am 37 de ani, sunt căsătorit, am doi copii, sunt antreprenor. Voi fi scurt în declarații. Am venit alături de cei din Partidul Aur pentru partea pentru țară, nu pentru Aur. Mulțumim, Ciprian. Mai departe o să merg în ordinea în care domnul este așezat la masă, ca să nu fac vreo gafă cumva. Îl prezint domnul Ciprian Buracu, de profesie economist, căsătorit cu un copil, antreprenor și dumnealui. Vă rog, domnul Buracu. Mulțumesc. Mă numesc Buracu Ciprian. Am născut în 77. Am alăturat și eu echipei AUR prin același motiv ca și colegul. Vreau să fac și ceva pentru noi, pentru mine, pentru familia mea, pentru viitorul țării copiilor noastre. Și ne-a săturat să stăm după televizor, să așteptăm să fac alte ceva pentru noi. Cred că ar fi cazul să ne implicăm mai mult, mai mulți. Da. Cam asta e ideea. Să punem umărul la treabă tot. Să fim o echipă. Că singur nu putem face, să schimbăm nimic. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Buracu. Mai departe, vă prezint pe domnul Eduard Corbuneanu, de profesie inginer, căsătorit cu un copil, actualmente angajat al direcției de, cum se cheamă? Servicii publice. Servicii publice în cazul primăriei Botoșani. Te rog, ei. Da. De ce AUR și un alt partid? Simplu. E singurul partid care credeu că a deci pus valoare. Și ca oameni, și ca activitate. În ce privește activitatea mea și de ce am dorit eu să ajung aici, vă pot spune că am vreo 16 ani de experiență la ESTACO. Am fost manager de zonă în cadrul ESTACO, la un de zonă în Botoșani, deci cunosc Botoșani foarte bine. De vreo 7 ani aproximativ sunt șef serviciu aici, în DSP Botoșani, cum de tot ce înseamnă intervenții digitale, execuție. Adică tot ce dezvoltat în oraș, când se întâmplă se evacuare bănci, coșuri, câini, cam în atribuții mele fost. Zilnic, asta a fost singurul lucru pentru care am venit în sistem bugetat. Pentru că am încercat să fac ceva pentru orașul. Dacă asta contează, asta vreau eu, pentru oraș în primul rând. După aceea mă vedeam mai departe. Dar fiind de ei din Botoșani, vreau ceva pentru Botoșani. Mulțumim mult, domnul Corbuneanu. Mai departe vă prezint viitorul Partidului AUR, sau măcar unul dintre copiii inteligenți, frumoși, care au ales să fie alături de noi. Tânărul Alexandru Surmei, din profesie inginer geodez, necăsătorit deocamdată, dar are timp, e tânăr. Alex, te rog. Mulțumesc. Bună ziua tuturor, numele meu este Alexandru, am 23 de ani, profesor inginer geodez, actual student la master în cadrul Universității Gheorghe Iasache din Iași. În ultima perioadă am urmărit activitățile partidului și ale acestei filiale. La unele dintre acestea am reușit să particip. Pot spune că m-am regăsit în aceste activități. De asta sunt astăzi aici. Sper și îmi doresc să motivez și alți tineri să facă această alegere, să facă acest pas, să înțeleagă că acest partid este creat pentru români și pentru România. Sunt aici pentru a învăța, dar mai important sunt aici pentru a ajuta. Mulțumim mult, Dan. În continuare, vreau să vă spun, făcând o mică glumă, dacă AUR va ajunge la guvernare, în niciun caz nu va pune director la Apele Române, nu știu, actrițe sau secretare sau nu știu ce. Eu vreau să vă prezint cu domnul inginer Cătălin Zaharia, inginer de absolvent de facultății de hidrotehnică din Iași, cu niște mulți ani de experiență în spate. Te rog, Cătălin, căsătorit și el, familie, doi copii. Bună ziua, mulțumesc de prezentare. Suntem colegi de facultate, am fost în aceeași generație. Nu am făcut parte până acum dintr-un partid, dar m-am săturat sincer de ce s-a întâmplat până acum. Practic asta e motivul pentru care m-am
aliat acestui, acestui partid. E un partid nou, care vrea multe de la, de la țar, de la popor. Simt că ăsta e momentul în care aș trebui să fac și o parte din câteva au. Am emoții, nu știu, n-am avut experiențe. No. Adică... Că la căsătorie. Nu, la căsătorie, să știți că nu a fost...